Cea de-a doua descindere a prefectului George Lazăr la Roman a fost cea de la Spitalul Municipal de Urgență, unde a dorit să afle dacă unitatea sanitară este pregătită să facă față epidemiei de coronavirus, instalată și la noi. A fost vizitat mai întâi cortul de triaj, amenajat în curtea spitalului. Aici facem doar triajul. Da, dar trebuie la o distanță de 1,5 metri unul de altul, să știți. E recomandare de la DSP, de asta vă zic, nu vă zic cu răutate, vă zic ca să fim eficienți, să respectăm protocoalele. Managerul Spitalului de Urgență Roman, Maria Andrici, i-a condus pe cei doi oficiali, prefectul județului, George Lazăr, și primarul municipiului, Lucian Nicu, la parterul spitalului, unde sunt pregătite cele 6 camere de izolare a suspecților de coronavirus. Dacă vor fi mai multe cazuri, o vom pune și pe asta, ca pentru pacienți. Pentru pacienți, dacă va fi cazul. Câte camere aveți în total pentru... Aici, da, este... Să rămână. Sunt puse două paturi din momentul de față, dar paturile este pentru altă, așa. Bazinetul jos de unică folosință în caz că au nevoie, diuvetă, săpun, da? Până aici, eventual, dacă vine o familie... O familie putem pune împreună, da. Nu, pentru izolare. Nu, pentru izolare. Pentru perioada în care așteptăm rezultatul. Da, și după aia pleacă la boli infecțioase. Da, pleacă la boli infecțioase dacă e pozitiv, dacă e negativ și nu are alte afecțiuni, pleacă acasă. În momentul în care ea și nu mai reușește să interneze pacienții atunci și de la noi, zona de recuperare o vom face pentru internet. Pe Spitalul Județean și pe Spitalul Municipal Roman, rău infecțioasă și pe Târgâneanu. Da. Se pot duce. Și ce internăm efectiv, dacă vom ajunge ca să internăm, internăm la infecțioase. Sau mergem pe scenariul care l-am discutat la un moment dat? Mergem pe scenariul în care închidem secția de recuperare. Secția de recuperare și internăm la secția de recuperare. Am înțeles, acolo. Doamna doctor de la boli infecțioase încoace. Bine, ce am mai văzut? Și acolo va rămâne doar strict cetimele infecțioase, diarei. Da, pentru că în partea cealaltă nu avem ATI. Și pe aici aveți ATI. Da, aici este ATI. Centrul medic infecționist. Și atunci peste noapte acolo e un pic mai complicat. Da. În situația în care numărul suspecților va depăși capacitatea de cazare în cele 6 saloane pregătite pentru izolare, se va trece la amenajarea secției de balneologie ca spațiu de tratare și izolare a bolnavilor de coronavirus.